Bă, dă-o acolo, frate, ăsta seamănă exact, exact cu Johnny Bravo, bă, imposibil! Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Cred că observați o schimbare la mine, e primul episod fără barbă după foarte mult timp. Lăsați în comentarii dacă îmi stătea mai bine cu barbă sau cum îmi stă acum fără barbă. După cum bine știți, frumoșilor, dacă ați activat clopoțelul, eu postez episoade în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2, trebuie să le vedeți neapărat. Iar astăzi o să ne uităm la oameni care seamănă cu personaje din desene animate. Bă, băieți, bă, parcă am 15 ani, bă. Alo, parcă m-am întors în 2017, mă, când făceam videoclipuri. Adică uitați-vă acum la mine și spuneți-mi care e diferența, sincer. Chiar vreau să zic, sunt la fel, frate, zici că am acum 16 ani, sincer. Bă, trebuie să vă arăt ce mi-am luat de pe Foodshop, că mi-am luat Dita mai coletul, bă. Nu uitați să folosiți codul SNEAK pentru 10% reducere pe Foodshop. Fac acum un mini unboxing în caz că vă plac hainele pe care mi le-am luat să vă luați și voi. Mi-am luat două tricouri, un ghiozdan fila, perechi de pantalon scurt că tot vine vara și trebuie să umblu cu părul pe picioare la iveală, o bluziță în caz că e friguț, niște pantaloni și piesa de rezistență. Micuții ăștia de aici, prieteni, oh my god, uitați-vă la 720-urile astea, hai că arată bine. O pereche de sneakers chiar te face să te simți altfel când mergi pe stradă. Am pățit asta, știu cum era înainte să n-am sneakers. Când mi-am luat și eu prima pereche de sneakers, eram atât de cool. Mă îmbrac repede cu tricoul ăsta și începem episodul. Băi, apuneți-vă mâinile la voi, că nu-i frumos să vă uitați la o persoană dezbrăcată. Hop, 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 ia uite-o pe asta, mamă, ce slim e așa pe mine. Cred că voi dacă vi-o luați să stea un pic mai bine, că nu o să se strângă chiar așa tare pe brațe cum se strânge la mine. Și ghiozdanul ăsta, să fiu sincer, avea un super preț. Gata, și cu asta începem episodul. Codul SNEAK, 10% reducere pe Foodshop, folosiți-l neapărat. În prima poză o avem pe fata asta care seamănă leit cu Elsa din Frozen. Bă, trebuie să recunosc că la Frozen nu m-am uitat, dar la fata asta m-aș uita într-una să mor. Acum, fără glumă, seamănă foarte bine, e frumoasă și cred că dacă aveam mai tracker, o vedeați unde îmi sunt ochii. Haide! Da, ce să zic, parcă mă doare și sufletul să trec așa la următoarea poză, dar na, trebuie să facem asta, că e episodul. Băi, uitați ce bunicuță drăguță, seamănă exact cu cea din Looney Tunes, dacă mai știți, trebuie să o vedeți că o am aici pe ecran. Uitați bunicuța asta, îmi inspiră așa o bunicuță cu suflet bun, care e așa bună cu tine, e drăguță, așa nu ca alea, frate, din autobuz, care zice... Și scoate așa flăcări, știi? Nu știu de voi, dar am pățit, mă doare și gâtul acum. Dar așa fac bunicuțele aia, dacă nu te dai de pe scaun, scubot direct, ca dragoni, așa, scui pe flăcări. Dacă te uiți la îngheța asta, tană de piatră, știi, ca meduza aia, fac tot, sunt nebune, bă. Tipul ăsta seamănă exact cu moșulețul ăla, frate, din deasupra tuturor. E un film mai de mai de mult, așa, nu știu dacă îl știți, dar seamănă, bă, exact la fel, bă. Uitați-vă la nănău, bă, uite-te la nănău ăsta, bum! Și nănău ăsta, bum! Sunt la fel, bă, sunt la fel. Până și ochii, bă, sunt fix așa, nu știu cum să vă zic, mai sus, știi, ochelari, nu sunt la mijloc cum stau ochelari normal, sunt mai sus exact și zâmbetul ăla, așa, bă, e la fel, moșulică, bă. Acum, bineînțeles că l-aveți și pe copilul ăsta, știi, care seamănă cu copilul, știi, din deasupra tuturor. Ia uitați-vă la ele, zici că e Emiluț, bă, ia uite-l, pe Emiluț. Emiluț. Bă, e imposibil, bă, fata asta seamănă exact, frate, cu caracterul din Zootopia, bă. Uite-te, o leacă la ea, bă, dă-o acolo. Bă, cu fața asta așa de milog relaxat, știi că știi ce zici, și cu zâmbetul ăsta tâmp. Deci asta e exact fața pe care o facem, cred că toți, știi, care stăm și la un moment dat vine colegul ăla, știi, și ne întreabă: ți-ai făcut tema? Și tu ești așa: ce temă? Fix, dar care temă? Bă, dă-o acolo, frate, ăsta seamănă exact, exact cu Johnny Bravo, bă, imposibil! Bă, omul chiar e genul de om care poartă ochelari și-a făcut așa freza în sus și-și face pozele alea tipice așa mai de cocalar, știi, așa, cu hop, cu brațul așa, știi ce zic? Și omul meu e umflat, ia uite-l ce braț are, știi ce zic? Edita omul, știi, și face hei, frumoasă! Johnny Bravo era când eram eu mic, nu știu dacă l-ați prins și voi, dar mai știți cum făcea Johnny Bravo, știi cum era? Oh, mama! Oh, mama, știi? Frate, băiețelul ăsta care, nu știu, cred că e concurent, e practicant de la, știi, de sumo, știi ce zic? Bă, seamănă exact cu ăla, bă, dă-o acolo, bă, dar care șansele să te braci la fel, bă? Nu știu acum dacă conștient sau inconștient. Da, uite-l pe omul, așa, hop, cu mânuțele mai mici, așa suntea. La aia cu Minion sigur v-ați uitat, bă, toată lumea s-a uitat și tipul ăsta seamănă exact, exact la fel, adică, mă rog, are același guler, așa, și nasul așa cârri și lung și chelbos. Caracterul din desen parcă e așa un pic mai blând decât nenea asta care citește ziarul, așa, știi, cu paltonul ăla lui și cu asta, așa, știi, zici că el te prezintă mod, acum zice că te-ai botezat să mor. Lăsați în comentarii care dintre toți oamenii ăștia seamănă cel mai bine cu caracterul din desene animate până acum. Oh my god, nu pot să cred, deci nu pot să cred. Walter White din Breaking Bad seamănă exact
cu Ned Flanders, frate, din familia Simpson. Și trebuie să știți că serialul meu preferat este Breaking Bad. Am urmărit seriale bune, seriale foarte bune, dar cel mai bun pentru mine este Breaking Bad. O să rămână toată viața mea. Lăsați în comentarii totuși care e serialul vostru preferat. Eu citesc toate comentariile și dau inimă, mă, să vă văd. Frate, pisica asta seamănă exact, mă, frate, cu șiful din Kung Fu Panda, mă. Grand Piquet, bă, uitați-vă la ea ce față are, mă, doamne. Bă, am avut și eu pisică, frate, dar pisica mea, nu știu, era așa drăguță. Bă, dar există unele mâțe pe pământul ăsta, am prieteni, nu știu, care au niște mâțe. Bă, au o față mâțele, de nu știu cum, bă, să le ții, bă. Mai sunt și mâțele alea, bă, care au fața aia strânsă, așa, știi. Bă, mie nu-mi plac deloc, bă, dar ce stau dacă mă trezesc noaptea, bă, și o văd așa, că atunci când aveam pisică, mă mai trezeam noaptea, mai vedeam lângă mine. Bă, și să deschid așa ochii, frate, știi, să o văd pe aia cum stă așa urât la mine. Bă, bă, fac atac de cor, să moară mă ăsta, mă mor direct. Bă, acum nu vreau să jignesc pe cineva, dar cât de urât să fii, frate, să semeni cu ăsta din The Simpsons, frate, adică trebuie să fiu, bă, bă, urât tare, bă, mă înțelegi? Bă, cum să-ți curg așa capul cu chelia direct, așa cu nasul și cu dinții care ți ies așa peste buză? Bă, dă-o încolo, bă, fix ca ăla, bă. Și mai are și pupilele roșii de la poze, știi? Adică are omul complet, frate, și mai e și la costum. Adică un om urât la costum, cred că îl face de 5 ori mai urât. Adică nu urât, dar te sperii, bă, când vezi un om urât la costum, nu știu, bă, mine mă sperie. Bă, ce drăguț, bă, pisica asta seamănă exact cu dragonul din Cum să-ți dresezi dragonul, frate. Nu știu, eu mă jucam foarte mult, era un joc online pe care l-au făcut ăștia cu dragoni. Bă, și mi-am făcut eu dragonul meu și zburam cu el. Bă, ce-mi plăcea jocul ăla. Și ăla așa, bă, chichi, dragonul mi se bună, tine, așa, bă, am faia. Cumva asta e Cardi B, frate, și seamănă exact cu doamna Potato Head din aia cu Buzz Lightyear, cum naiba se numea. Mie îmi seamănă foarte mult a Cardi B, nu zice aici în descriere cine e, sau Nicki Minaj, nu știu, dar seamănă exact așa și seamănă chiar exact cu aia, frate. Nu știu dacă e coincidență sau dacă s-a machiat așa, dar e rău de tot. Tu-ți dai seama tu ca femeie în sfârșit te machiezi, te vezi acolo, te faci frumoasă, știi, în oglindă ești frumoasă, îți place cum ești, mamă ce magață, la mamă ce bună sunt, știi? Și de încolo un pic mai târziu te vezi în meme, frate, că semen cu un cartof, la modul chiar semen cu un cartof, știi ce zic? Nasul trebuia să mai fie rost, dar cred că el fac eu rost, ia uite, bum, ia uite, seamănă, acum chiar seamănă exact perfect leit cu cartoful. Bă, dă-o încolo, tipul ăsta seamănă exact cu caracterul din care nu mi-aduc aminte acum cum se numește desenul, dar care șansele să... Nu știu, poate are o problemă, poate, nu știu, l-o zgria mânța pe frunte, a aterizat avioane, prea multe avioane acolo, știi, e port de nave, nu știu ce are pe fruntea lui acolo, Doamne ferește, știi ce zic? Nu știu de voi, dar eu chiar n-aș vrea să arăt așa, tu dai seama să arăți cât de rău e posibil pe planeta asta și totuși să semeni cu un desen animat, bă, care șansele, bă? Eu oare semen cu vreun desen animat așa, fără barbă sau cu barbă, nu știu, chiar sunt foarte curios. Dacă găsesc, o să-mi pun așa o poză lângă mine, deși nu cred că găsesc. Sper totuși că desenul Family Guy e făcut după nenea ăsta, frate, că nu pot să găsesc niciun fel de coincidență inter-supra-mega-stelară, niciun fel de univers nou ca să semene exact la fel, bă. Bă, poate ăsta e nenea după care s-o inspira, bă, dă-o încolo, bă, arată la fel, are și până fundulețul ăsta, bă, aici, ia uite fundulețul, ia uite bucuțele acolo, mă înțelegi? Bă, nu te mai uita la bucuțe, bă, că ziceam așa la glumă, ia-ți ochii de la bucuțe. Are și omul niște bucuțe pe față, te uiți la bucuțele omului. Uite-te la ale tale sau uite-te la ale... Scuze. Să fie tatăl tău, să-i zici, tată, mor de foame, ai ceva de mâncare? Și să zic el... Ce? Să-i zici, tată, mor de foame, numai până am mai mâncat de două zile, dă-mi și mie ceva de mâncare. Hă? Mă zi odată. Bine, ar fi puțin straniu, frate, ca el să fie așa un tată gras și tu să fii slab, că mor de foame, că nu-ți dă de mâncare, știi? Să se enerveze la un moment dat să zică, eu mănâncă băbucile astea. Dacă poza asta cu câinele chiar e adevărată, seamănă exact cu Sid din Ice Age, frate. Nu știu dacă știți Ice Age, nu, bă, a fost unul dintre filmele mele preferate. O idee super faină de film, dar câinele ăsta chiar seamănă cu, are așa ochii depărtați, știi, zici că se uită așa, știi, în două locuri deodată. E atunci când stai pe rândul de mijloc, știi, și vrei să copiezi și de la colegul și de la colegul, dar nu-ți dai seama, știi, te uiți așa, știi, bleg așa, știi, nu așa, invers. Două băbuțe care seamănă exact cu alea din Simpson, frate, știi ce zic, numai că astea sunt mai slabe, cred că sunt gemene din câte văd eu. Culmea că au fost surprinse fix la o țigară, frate, cum fumează și alea de acolo. Bă, care șansele, bă, să le vezi așa random pe stradă și să mergi la... Oh, uite, babele, astea seamănă cu alea din The Simpsons, ia să fac o poză. Astea sunt coincidențe de alea, frate, 1 la 100 de mii, un milion, adică sincer. Khal Drogo care seamănă cu Scar din The Lion King. Bă, știu filmul Lion King, văd că nenea asta seamănă cu bă, ăsta din Lion King, dar nu știu exact de unde e ăsta. Crede și nu sunt sigur, s-ar putea să se confundă, ori din The Game of Thrones ori din Vikings, nu știu, unul din două, cred că e din Game of Thrones. Sper totuși din toată inima că nu sunt încă ultimul om rămas de pe canalul meu care nu s-a uitat încă la Game of Thrones, frate. Vă rog, spuneți-mi de toată inima că nu sunt singur. Nu știu, la unii am auzit că vai ce șmechere, că creează dependență, că e lung și fain și ai toate șmechere. Că ai toate șmechere.
șmecheriile acolo. Mă rog, pe mine nu m-a pasionat și dacă mă mai apuc acum din serial, mă las de YouTube. Știi ce zic? Că n-am timp să fac asta, știi? Adică de aia nu mă la seriale, că trebuie să fac YouTube. Da, cam astea au fost, frate, pozele. Nu mă așteptam chiar să existe oameni care seamănă cu niște desene animate. Tu dai seama să fii un om, să ajungi la 40 de ani sau la 50 de ani și să te vezi prin meme-uri, știi? Să zică lumea pe stradă: "Mamă, dar tu semeni cu ăla, știi? Tu nu știi despre ce e vorba." Sper că v-a plăcut episodul. Ne vedem miercuri cu prank-ul, frate meu, frate. Neapărat trebuie să-l vedeți. A ieșit, bă, deci cum a ieșit miercuri la ora 14, activat clopoțelul. Încă mă simt nașpa, mă văd așa liber pe aici. Nu eram obișnuit, de fiecare dată să mă scarfin, știi, așa acum, bă, că nu mai am nimic, ca sunt din nou la 16 ani. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, măcar să-mi dați un like la o poză pe care o să o postez fără barbă. Măcar atât, să fac un like, frate, că barbă nu mai am. Vă pup, vă iubesc, beți apă multă, faceți sport, aveți grijă de voi și râdeți extraordinar de mult, da? V-am pupat! Pa, bă!